În continuare vă doresc distracție plăcută și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. În continuare va prezenta doamna primar Negrește-Oaș, Aurelia Fedorcă. Onorați oaspeți, stimați invitați, dragi oșeni de acasă și de pretutindeni, Hristos a înviat! Au trecut 59 de ani de când ne întâlnim noi oșenii la această minunată sărbătoare aici în deal la Huta Certeze și ne-am deschis ușa casei și porțile sufletului pentru a primi oaspeții noștri cu mare drag în fiecare an, cu dorința noastră de a arăta ce avem noi mai frumos, tradițiile, obiceiurile și portul nostru oșenesc și, bineînțeles, cu dorința de a-l promova și a-l duce mai departe. Vă bucur că și în acest an sunteți într-un număr atât de mare, cu toate că ieri și azi noapte ploaia ne-a speriat, dar Bunul Dumnezeu este cu noi, înseamnă că suntem oameni vrednici, oameni cu credința lui Dumnezeu, pentru că uitați-vă, cerul este senin și cu siguranță o să avem o zi minunată și o să avem ocazia să ne ocupăm, așa cum știm noi mai bine, de oaspeții noștri care sunt astăzi într-un număr mare la sâmbra noastră oșenească. Și aș vrea să vă enumer doar câțiva. Suntem reprezentați și în acest an la nivel înalt de la Parlamentul Europei, Parlamentul României, Guvernul României, instituțiile din țară și din județ, primăriile din țară, directori de instituții, n-aș vrea să uit pe cineva, bineînțeles, lider de la toate partidele politice. Aș vrea din partea guvernului să-l prezint pe domnul ministru pentru dialog social, pe domnul Liviu Pop, domnul consilier al primului ministru, domnul Ciprian Ardelean, fiul al Țărioașului, domnul vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Ioan Mircea Pașcu, domn și doamne parlamentar, doamna Andreea Paul, parlamentar de Țara Oașului, domnul prefect Eugeniu Avram, împreună cu domnul subprefect Altfater Tamaș, cred că am spus bine, sper să nu greșesc, conducerea Consiliului Județean prin domnul președinte Adrian Ștef, care s-a implicat mult și în această dată în organizarea sâmbrei. Salut prezența domnilor primari din județ, din județele învecinate. Am văzut pe domnul primar de Oradea aici, doamna primar de Sein, Gabriela Tulbure, domnul primar de Petrila, Ilie Păducel. Vă mulțumim că ați făcut eforturi mari să ajungeți până aici. Reprezentanța instituțiilor publice din județul Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică, Direcția TSV-ul, domnul manager al Consiliului Județean, domnul Nicolae Bura, fostul primar al orașului Negrești, domnul director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, domnul Robert Laszlo, liderii ai comunității românești din Ucraina, Transcarpatia, Ioan Mircea Botoș și domnul Mihai Tocar, primăria Satu Mare, cred că e aici domnul Radu Roca, da? Sper că n-am uitat pe cineva, dacă am uitat îmi cer scuze și bineînțeles lider de la toate formațiunile politice la care le spunem bine ați venit la sâmbra oșenească. Dar cel mai mult mă bucur să vă văd pe dumneavoastră, dragi oșeni, pentru că de fiecare dată sunteți aici alături de noi, astfel încât noi să putem fi gazde bune, ospitaliere, iar oaspeții noștri să se simtă minunat. Stimați oaspeți, vă mulțumesc că ați răspuns și de data aceasta invitației noastre, iar prezența dumneavoastră aici ne dă certitudine că contăm, nu suntem doar un loc uitat de lume, ci să contribuiți la dezvoltarea zonei noastre și a proiectelor noastre. Un exemplu este DN19, cred că pentru prima dată
îmi spuneți toți că ați venit pe un drum fără gropi. Anul trecut ne-am angajat să-l avem reabilitat. Iată că anul ăsta este prima dată când nu s-a intervenit pe acest drum. Dar pentru a ne spune mesajul dânsului și a Guvernului României, îl invit pe domnul ministru Liviu Pop să ne spună câteva cuvinte. Hristos a înviat! Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Salut toți invitații. Salut de o parte moroșenii și oșenii. De ce spun moroșenii? Că în dreapta mea începe colegiul meu de senator de aici încolo, Maramureșul istoric. În stânga sunt oșenii, prietenii noștri. De aceea e foarte bine la momente de genul acesta să privim lucrurile fără patimă, fără dușmănie și cum le șade de la oameni de omenie tot ce am promis să facem. Să dea bunul Dumnezeu ca și ediția aceasta și următoarele să fie momente de recunoaștere a tradițiilor, a obiceiurilor și a tot ceea ce leagă țara Oașului de țara Maramureșului, țara Maramureșului, de ce să nu mergem mai departe, de țara Bucovinei, pentru că așa cum sunt obiceiurile, tradițiile și datinile în zona aceasta de țară, nu sunt nicăieri în România. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut. Să dea bunul Dumnezeu ca împreună cu dumneavoastră, cu colegii noștri din Parlament, cu colegii noștri din Guvern, să continuăm măsurile bune pentru țara aceasta, reducerea TVA-ului pentru brânză, că toți suntem aici, să se producă cât mai repede, celelalte măsuri legate de cultură, tradiție, cu cel mai mare buget alocat culturii, să aducă un plus pe zona aceasta de obiceiuri. Mult succes și să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc mult, domnule ministru! Sigur, prezența dumneavoastră aici ne face mai încrezător a tuturor dintre dumneavoastră că vocea țării Oașului nu o să se audă doar la București, ci o să ajungă și până la Bruxelles. Și am onoarea să-l invit în fața dumneavoastră pe fiul țării Oașului, pe un susținător și un promotor al țării Oașului, pe domnul vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Ioan Mircea Pașcu. Când am aflat acum că e a 59-a sărbătoare, am stat să mă gândesc că eu fiind mai vechi, ăsta e un prilej de mândrie sau e un prilej de tristețe. Da, cred că până la urmă e un prilej de bucurie și aș vrea să vă transmit salutul colegilor mei din Parlamentul României și din Parlamentul European și să vă urez o zi frumoasă și o petrecere pe măsură. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Un susținător al nostru care este în permanență alături de noi, în proiectele noastre și în tot ceea ce facem noi, domnul prefect Eugeniu Avram. Și dumneavoastră. Onorat auditoriu, stimați invitați, dragi oșeni, Hristos a înviat! Suntem la ceas de sărbătoare în țara Oașului. Aș dori să-mi exprim încântarea și satisfacția să fiu părtaș astăzi la acest eveniment, să împar bucuria cu dumneavoastră. Vă felicit cu această ocazie și aș vrea să vă asigur de tot sprijinul instituției prefectului, de toată stima și prețuirea mea personală. Vă apreciez pentru faptul că păstrați tradițiile, le promovați și vă îndemn mai departe să nu le uitați și să le transmiteți mai departe ca moștenire generațiilor următoare. Vă doresc să aveți parte de o zi fericită. Sănătate și la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumim, domnul prefect! Un susținător constant al acestui eveniment, care prin instituția Consiliului Județean și prin instituțiile subordonate, în permanență, ne susține ca să putem să avem activități atât de frumoase, să putem să ne păstrăm tradițiile și obiceiurile și să le putem promova și nu numai, bineînțeles, ne susține în dezvoltarea acestei zone, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Ștef. Astăzi, un oșan autentic, să-l aplaudăm! Bine v-am găsit! La cea de-a 59-a ediție a Sâmbrei Oilor. Este cea mai importantă sărbătoare câmpenească din Sătmar și este printre cele mai vechi din țară. Aici tradițiile, obiceiurile în țara Oașului și spiritul
autentic pastoral s-au păstrat datorită dumneavoastră, oșenilor, oameni harnici, gospodari, oameni care au știut să-ți păstreze tradițiile, obiceiurile, oameni care, și dacă muncesc poate departe de țară, sunt români, muncesc afară, dar își construiesc casele aici. Îi cheamă glia înapoi. N-au putut fi colectivizați. Au muncit în continuare pământul și îl vor munci și mai departe. Sunt oameni care simt românește. Oameni care oriunde s-ar afla și în momentul când merg în glie, merg cu țara în ei. Ăștia sunt oșenii. Vă respect, respect țara oașului. Și de aceea astăzi, cu toate că Scodrean, am luat pe mine straile oșenești. Trebuie să respectăm în continuare tradițiile și obiceiurile. Și cred că pe lângă parada partidelor politice, cred că trebuie să facem fiecare ceva pentru obiceiuri și tradiții, pentru țara oașului. Consiliul Județean în fiecare an alocă banii necesari să organizăm acest eveniment. La ora 2 vă invit pe toți să inaugurăm casa tradițională oșenească din Certeze. Consiliul Județean va cumpăra cele 100.000 de clișee fotografice ale lui Ioniță G. Andron, care trebuie să fie acasă în Sătmar, în țara oașului, nu în altă parte. Și maestrului Ioniță G. Andron îi vom face un bust aici, în țara oașului. Dumnezeu să binecuvânteze Sătmarul, sătmărenii, țara oașului și oșenii!